Sunt imagini puternice pe care Volodymyr Zelensky le-a prezentat Congresului American ieri. Un discurs extrem de dur al președintelui și astăzi, în Parlamentul Germaniei, de această dată, Rusia se folosește de voi și de alte state pentru a finanța invazia, a spus Volodymyr Zelensky. Acesta a criticat Occidentul că încă face afaceri cu Moscova și finanțează astfel mașinăria de război. Liderul de la Kiev a cerut sancțiuni mult mai dure contra rușilor și, în același timp, ajutor militar și umanitar pentru a putea face față invaziei care a început deja de 22 de zile. Cu Florin Negruțiu discutăm în continuare. Florin, salut, mulțumesc tare mult că ai venit. Bună ziua. Cu rugămintea să ne uităm la mesajele pe care Volodymyr Zelensky le-a dat în aceste zile puterilor occidentale în diferite ipostaze, extrem de bine țintite. Astăzi a vorbit despre dărâmarea unui zid, chiar în Bundestag, în Germania. Ieri a vorbit în Congres, am auzit referiri la 11 septembrie, la Pearl Harbor, dar nu numai. Este foarte bun Volodymyr Zelensky în ieșirile lui publice, în discursurile pe care le ține în diverse capitale europene sau peste ocean, în Congresul Statelor Unite, intră prin sistemul de videoconferință, exact cum intră să se adreseze poporului ucrainean. Îmbrăcat la fel, la fel tras la față, cineva îi reproșa ieri, domnule, dar n-a găsit un costum să-și pună, că a venit totuși în Congresul American. Asta îl preocupa pe domnul respectiv, dar Volodymyr Zelensky joacă un rol și este foarte ușor de înțeles rolul ăsta, mai ales în America, unde nu? E patria filmului, Hollywoodul. Este foarte simplu să înțelegi lupta dintre bine și rău, iar Volodymyr Zelensky este un personaj de film hollywoodian pozitiv, un erou pozitiv. Nu o să-ți apară eroul printre eroine la costum. Acum, ieri în Congresul American, Volodymyr Zelensky a venit cu filmul ăsta. Și îți propun să ieșim din zona emoțională, pentru că este o zonă emoțională puternică, despre care am tot vorbit în zilele astea, și să ne uităm puțin la partea rațională. Ce a dorit Volodymyr Zelensky să obțină de la americani ieri? Pentru că fiecare intervenție de genul ăsta are un scop. Are un scop pe care președintele ucrainean îl urmărește. Au fost două mesaje. Cu primul mesaj, cred că toată lumea este de acord. Ce se întâmplă în Ucraina este o crimă. Da? This is a murder. Aceasta este o crimă, spune filmul prezentat de Volodymyr Zelensky. La finalul filmului însă apare următorul mesaj. Închideți cerul Ucrainei. Închideți cerul Ucrainei. Este ceea ce Ucraina cere de la începutul războiului statelor NATO și în special Americii, practic să intre în război. Asta înseamnă închideți cerul Ucrainei, pentru că odată ce închizi cerul Ucrainei, obligi o a treia parte să doboare orice fel de aeronavă sau obiect zburător care trece pe deasupra cerului Ucrainei. Deci NATO, americanii ar fi obligați, dacă se declară o zonă de asta no-fly zone, o zonă de excludere aeriană, să doboare avioane rusești, ceea ce ar însemna escaladarea conflictului, al treilea război mondial. Au spus-o și americanii, au spus-o de la început, a spus-o și Jens Stoltenberg, șeful NATO, că este exclus lucrul ăsta, tocmai pentru că conflictul ar degenera, ar cuprinde întreaga Europa și partea cealaltă are focoase nucleare. Deci este riscul atât de mare încât nimeni nu-și dorește un posibil război nuclear. Dar lucrul ăsta știe și Volodymyr Zelensky. Și atunci te întreb, de ce face în continuare această cerere care, de la bun început, i s-a spus că este inacceptabilă de toată lumea? Și de NATO, și de americani. Răspunsul, cred că, este în anunțul pe care l-a făcut Joe Biden ieri, adică ajutorul american militar de încă 800 de milioane de dolari pentru echipamente militare în Ucraina. De la începutul conflictului, de fapt nu de la începutul conflictului, cu mult înainte de acest conflict, cam de prin 2014, unii de pe la Pentagon au înțeles că Ucraina trebuie înarmată. Pentru că un astfel de moment ar urma să apară în viitorul apropiat. Și surse militare spun în presa internațională că până acum Statele Unite au înarmat Ucraina cu echipamente în valoare de 2,5 miliarde de dolari. Volodymyr Zelensky cere mai mult.
cere mai multe rachete, cere mai multe sisteme antitank, cere mai multe puști, cere mai mult armament, cere tankuri, nu, cere elicoptere, a primit în prima fază niște elicoptere americane și cere avioane. Americanii sunt dispuși să dea. NATO este dispus să dea, chiar Uniunea Europeană este dispusă să dea, țările din jur sunt dispuse să dea, pentru că vedem că acesta este un război pe termen lung. Va fi un război pe termen lung și este un război pe care America îl va purta sub acoperire în Ucraina cu Rusia. La fel cum s-a întâmplat în anii 80 în Afganistan, în momentul în care americanii au decis să înarmeze mujahedinii afgani cu niște arme care chiar să doboare elicopterele sovietice, soarta războiului s-a schimbat, iar Uniunea Sovietică a plecat la sfârșitul anilor 80 cu coada între picioare. Ăla a fost momentul în care Uniunea Sovietică practic și-a găsit obștescul sfârșit și războiul rece s-a terminat. Avem un război similar, diferențele din prezent, dar în același sens se va purta războiul cu Rusia în Ucraina. Statele Unite, NATO vor înarma în continuare rezistența ucraineană, care în momentul ăsta este la nivelul armatei rusești sau chiar peste în materie de armament și dotări. Mulțumesc tare mult, Florin, pentru comentariul tău. Rămâneți cu noi, foarte scurtă pauză. Imagini de ultimă oră din Kiev, le vedem împreună. De asemenea, sunt veștile bune pe care le-am văzut în prima parte a dimineții din Mariupol, acolo unde a fost bombardat acel teatru în care se afla și un adăpost. 1000 de oameni surprinși de acest bombardament. Toate informațiile arată că ar fi supraviețuit bombardamentului. Sunt operațiuni de căutare și salvare acolo. Le vedem împreună după pauză. Rămâneți cu noi.